Salut! Bine ați venit la tutorialul meu! Astăzi o să vă arăt să faceți un coșuleț de Paște. Ca să-l facem avem nevoie de Rainbow Loom, eu o să folosesc gumițe albastre, roz și galbene, o igliță, o ață și mărgeluțe. Dacă nu aveți mărgeluțe, puteți să faceți fără. Ca să începem, luăm o gumiță galbenă. Prima dată punem în poziția asta Rainbow Loom, partea din mijloc un pic mai jos și în forma U. În partea dreapta punem o gumiță galbenă, așa. Acum iau altă gumiță galbenă și o să o pun de la al doilea la al treilea. Așa. De la al treilea la al patrulea. Și așa până la sfârșit. Așa. Acum eu o să fac roz, partea acum care o să facem. De la primul țumburuș din mijloc o să punem la primul țumburuș din dreapta, de la ăsta la al doilea din mijloc, la urmă la al doilea din dreapta, la al treilea din mijloc. Acum mergem iar în mijloc. Acum în dreapta, acum în mijloc și așa până la sfârșit. Coborăm puțin. Și așa până la sfârșit. Așa. Și iau ultima și o pun. Așa. Acum o să facem următorul. Eu o să fac albastru și o să fie de la primul țumburuș în stânga, la urmă mijloc în stânga, la fel, dar invers. Așa.
și deja am terminat. Acum o să-mi fac iar cu galben partea asta de aici. Dar acum o să le fac cu o margeluță. Dacă n-aveți, o să le puneți normal, așa, cu două. Dar eu o să fac prima dată, o să băgăm o ață normală printre două gumițe. Așa. O să dublăm ața. Așa. Și o să bag prima mărgea. Bag ața prin mărgea. Și acum iau mărgeaua și o trag înspre elastice. Și vedeți că o să înceapă să iasă elasticele. Așa. Și acum scoatem ața și punem. Prima parte în primul sâmburuș și a doua parte în al doilea sâmburuș. Așa. Acum eu să pun una fără mărgea, adică două elastice, și acum să-i pun iară mărgea. Vedeți, să fie același lucru. Iau două elastice, le trec așa și fac același lucru. Iau mărgea așa și acum trag. Scot ața și pun prima parte. Așa. Acum iau două elastice și o să le pun fără nimica. Și acum o să fac același lucru. Iau două gumițe, trec pun, iau mărgeaua și o să bag ața și trag. Scot ața și o să fac același lucru. Iau două gumițe și o să le pun normal. Și acum o să fac același lucru. Și bag.
iau două gumițe. Le pun. Acum o să pun două normale și o să fac același lucru acum. La fel, iau două gumițe, trec ultimele două normale și o să ne rămână așa. Acum o să întoarcem rainbow loom ca să avem mărgeluțele în dreapta și o să începem să facem mânerul. Luăm un elastic galben, nu, scuze, două gumițe. Și o să le dublăm o dată, ca să rămână în forma 8. Iau două gumițe și trec. Și avem o gaură. Mai iau două gumițe și trec. Mai iau două. Și avem 1, 2, 3, 4. Mai iau 2. Și avem 5. O să facem 11. 6. 7. 8. Scuze. 9. 10. 11. Și 11. Așa. Și o să punem partea asta în primul sâmburiuș din dreapta. În asta de aici. L-am scos de pe igliță, vedeți-te. Și acum o să punem capătul în a șaptea, în al șaptelea sâmburiuș.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tragem și îl punem. O pun pe eclipsa. Așa. Scuze. Și acum o să începem să scoatem cumițele astea galbene. Adică o să bag ghiglița în primul sâmburuș. O să iau cumițele astea de aici și o să le duc în sâmburușul ăsta de aici. Adică bag ghiglița și iau cumițele astea care sunt de primul la al doilea țumburuș și le duc la al doilea țumburuș. Așa. Acum o să iau cumițele astea de aici care au mărgeaua, care sunt galbene. Așa. Acum astea de aici. Și le duc aici. Următoarele. Acum astea. Următoarele. Fac următoarea. Aici mi-a scăpat. Așa. Următorul. Și următorul. Și așa rămâne. Acum mergem iar la început. Și o să facem partea albastră. O să iau cumița asta albastră, când bag ghiglița pe aici, și o să duc în mijloc, în partea asta, de unde vine. Acum, la urmă, o să bag aici, o să iau cumița asta și o să duc aici. Mai bag aici, ca să iau asta, și o duc în mijloc. La urmă aici, să duc în mijloc. Așa. Bag ghiglița. Și o duc în mijloc. Acum aici și o duc în mijloc. Mai bag iar aici să iau cealaltă. Aici. Iar cum mă duc aici? Și o duc aici.
din dreapta aduc în mijloc. Iar din dreapta aduc în mijloc. Și așa până la sfârșit. Iar același lucru. Așa. Și acum să facem partea roz. O să băgăm iglița în țâmburușul din mijloc și o să iau gumița roz și o să duc aici. Mai bag aici, să iau asta, să duc aici. Și o să facem la fel până la sfârșit. Bag iglița, iau gumița asta, și o pun în țâmburușul ăsta de aici. Mai bag iglița și iau gumița roz. Bag iglița. Și așa o să facem până la sfârșit. Thank you.
o să facem ultima parte. Bag eglița în gaura asta, iau gumița și o duc aici. Așa. Acum bag aici. Iau gumița. Următoarea. Până la sfârșit. Următorul. Și deja am terminat. Acum o să bag eglița. O să mai să fac cu asta mai bine. Aici. În prima gaură din stânga. Și o să începem să scoatem. Așa, cu grijă. Așa. Asta o să rămână așa. Acum o să le unim. Și ca să le facem, prima trebuie să... Dacă asta e partea de la față, unde se văd biluțele, o să o punem invers. O să scoatem primele 3 gumițe. Le lăsăm pe deget
să nu scape. Și o să băgăm iglița prin gumițele astea de aici. Așa, pe unde vrem. Și acum iară punem gumițele astea care abia scosese. Și cum vedeți, ni s-a pus pe față. Și acum o să luăm un elastic galben și o să trecem tot ce avem pe igliță. Pe rând. Și la urmă aici, gumiță roz aici. Să mă ajut cu iglița, fiindcă sunt toate foarte strânse. Trecem. Și așa. Facem un nod. Acum o să iau iglița, o să bag în gumițele astea de aici și la urmă în gumițele astea din partea cealaltă și mai iau un elastic galben și trec. Așa. Acum o să întoarcem, să o punem pe dos. Așa. Și o să facem partea de jos. Acum o să le lipesc. Iau. Cum vedeți, sunt gumițe albene. Și o să iau una dintr-o parte și alta din cealaltă. Și o să iau două gumițe verzi. O să trec. Și o să fac un nod. Scot gumițele care sunt de subt, adică astea două. Și trag. Acum iau următoarea gumiță galbenă cu următoarea din cealaltă parte, iau două gumițe verzi, trec și fac un nod. Și următoarea gumiță galbenă. Nu pot să iau. Așa. Fac un nod. Și ultima. Sau de aici mi-am lăsat una. E același lucru. Și fac același lucru. Acum, după ce am făcut asta, trebuie să tăiem
lăcumițele, adică dacă aici ai făcut nodul, tăiem așa, ca să rămână ca iarba. Asta și mai e asta. Așa. Și acum o să-l punem pe față, fiindcă am pusesem înainte pe dos. Și cum vedeți, rămâne ca iarbă, aici înăuntru. Acum, eu o să pitesc cumițele astea de aici, care le făcusem ca să lipim cele două părți. Așa. Și acum aici sus. Deja avem coșul nostru de Paște. Cum vedeți, e foarte drăguț. Dacă nu v-a ieșit să închideți cum am închis eu, puteți să faceți băgând iglița în elastice, luați altul, alt elastic, treceți și faceți un nod și la urmă le pitiți. Acum o să vă arăt să faceți un nou de Paște ca asta, ca să-l băgăm în coșuleț. O să luăm 4 gumițe și o să dublăm una și două. Așa. Luăm un elastic și trecem tot ce avem. Așa. Facem un nod. Și acum, cumița asta de aici, o să învârtim ou. Mai fac iară. Așa. Și deja avem alt ou ca să-l punem în coșuleț. Sper că v-a plăcut tutorialul și vă aștept la următorul.